Bine v-am găsit! În acest material vă propun trei jocuri de comunicare. Pe lângă faptul că cele trei jocuri sunt amuzante, ele vă vor ajuta să vă dați seama cât e de important cum comunicăm cu ceilalți, cum transmitem mesajele, astfel încât să fim înțeleși sau auziți. Primul joc se numește Dicționarul. Este un joc pentru trei participanți. Un participant propune un cuvânt inventat. Al doilea va formula o posibilă definiție pentru acel cuvânt, iar al treilea va formula o propoziție folosind cuvântul. Va fi amuzant să vedeți la ce se gândește fiecare când aude un cuvânt pe care nu îl cunoaște. Al doilea joc se numește Mimează, nu spune. E un joc pentru mai mult de doi participanți. Puteți avea niște cartonașe cu imagini sau cu cuvinte. Cel care va mima, alege un cartonaș și fără a-l arăta celorlalți, va mima ceea ce apare pe cartonaș. Ceilalți participanți vor încerca să ghicească. Ei pot pune întrebări, iar cel care mimează va răspunde doar dând din cap. De exemplu, ei pot întreba: e un animal? E un obiect? Denumirea începe cu sunetul M? Ați jucat vreodată telefonul fără fir? Încercați! Acesta este al treilea joc pe care vi-l propun. Este un joc pentru mai mult de 5 participanți. Ei vor sta în cerc. Primul spune un cuvânt în șoaptă la urechea colegului din stânga. Apoi fiecare va transmite mai departe cuvântul auzit. Ultimul participant va spune tuturor cuvântul pe care l-a auzit. E același cuvânt? E cuvântul de la care s-a pornit? Va fi amuzant de văzut dacă, la final, se va auzi același cuvânt. Pe data viitoare!